Bună ziua, domnilor și domnilor, vineri, retrospectiva săptămânii. Salutare, domnul Vasiliu. Bună ziua, salutare, neamțule. Bine ai revenit la noi. Începem ediția de astăzi sub semnul terorismului din nou, că asta e, trăim într-o perioadă foarte tulbure din punctul ăsta de vedere. Ce s-a întâmplat azi noapte în Franța e incalificabil. Eu zic că gena asta de ucigași există în oameni. Acum, în zilele noastre, sunt mai multe metode de a pune în practică gânduri ucigașe. Da, și din păcate le permite și tehnologia. Tehnologia și... Eu aș comenta, aș face o mulțime de comentarii, dar ce pot să comentez la o idioție de genul ăsta? Aș putea să comentez, să ne întoarcem puțin în propria ogradă, unde în 2016 vedem un caz de sclavie ceva de speriat. Și dacă discutăm despre cazul ăla de sclavie de la Berevoieș, Pitești, da? Clar următorul lucru, complici, din punctul meu de vedere, începem. Sunt primar, din prima, polițist, sau polițiștii din comună, da? Popa, clar, deși așa. Patriarhia a făcut, ieri mi-a plăcut, cum îl cheamă, da? Primul, da? Zice, preoții trebuie să se implice activ. În ce? El putea să se implice, că nu se poate, frate, să ai un sat de 300 de oameni, brusc să ai un sat cu 1500 de oameni și să nu-ți pui întrebare de unde au venit toți ceilalți. Adică de 8 ani se întâmplă treaba asta în satul omului. După aia, ITM-ul am văzut că merge în controle pe la societăți comerciale, la cules de pe lui vezi, deci când e sezonul de cules și identifică munca la negru și așa mai departe, și acolo nu aici ajuns. Nu era munca la negru, era munca la negri. Munca la negri. E o diferență, da. Dar asta e, da, legală. Deci, aș pune și o vină și pentru cei de la ITM, cât se implică și cât, dar nu, până la ei... ITM-ul, ITM-ul sărmanul n-are nicio treabă ca instituție. De ce? Pentru că ITM-ul vine unde? La instituțiile astea, care plătesc taxe și impozite. Da, dar... Păi nu, să meargă la țigani, frate, să le ia ce? Dacă ei n-au plătit în viața lor impozite. La țigani, la... Dar cum asta... vrei să le spun altfel? Nu, asta... Vreau să văd dacă... Mai multe categorii, dar intrăm acum, bun, pe partea ceea ce înseamnă țigani, fier vechi, gunoaie, umblat în gunoaie, deci este ceva foarte bine organizat. Ai o industrie întreagă, deci, da. Dacă eu acum mă duc să umblu prin gunoaie, să iau resturi de plastic, de hârtie, de metal, de orice, am o problemă. Da. Pentru că îți vor sări reprezentanții în cap. Deci, o problemă. Bun, hai să facem următorul scenariu, deci, da? Să spunem discutat că... de sclavia asta, primarul, care era și nașul... A doua din clanuri. Așa, deci clar că știau, deci autoritățile locale știau, deci primar, deși tot din primărie. Deși el jură pe drapel că nu avea nici o mică idee. Deci sunt complici, polițiști. Întreb dacă primarul să-și dea demisia de onoare. Adică, scuze-mă, dacă la tine în casă se întâmplă ceva... Tu ești responsabil cu oamenii de la tine din casă și se întâmplă ceva la tine în casă de ani de zile și tu nu știi, oricum ai dau-o tot, prost ești. Frate, înseamnă că ești incompetent, că ții frâierele unei comunități întregi, dacă la tine în sat se întâmplă treaba asta. Și nu vorbim de o metropolă cu 700.000 de oameni, vorbim de un sat, un sătuc. Și tu ca primar nu știi treaba asta, înseamnă că ești incompetent și ești pus acolo degeaba. Da, polițistul. Deci, într-o comună... Cine este puterea într-o comună? Crâșmarul. Crâșmarul trebuia să știe. Unul din crâșmari, musai. Nu se poate, dar frate. Cred că ei aveau și crâșmă. Mă, eu dacă mă duc acasă, acum vecina de la 3, de la scara cealaltă, știe ce am făcut ieri, ce am mâncat, cu cine m-am întâlnit. De ce? Pentru că oamenii vorbesc între ei, într-un sat cu 300 de oameni. Eu tot zic 300 de oameni, nu știu câți erau în satul ăla, da? Eu acum încerc să transpun într-o cazul, să mi-l imaginez pe real ce înseamnă o comună. Înseamnă 5.000 de hectare. 3.000, da. 5.000 de hectare. Din ceea ce am văzut eu, cam astea ar fi suprafețele... Okay. Arabile, deci 10.000 de hectare, poftim, deci o suprafață destul de întinsă. Da. Sunt sate în comună. Da. Sunt sate mai multe sau mai puține? Mai populate, mai puțin populate. Da.
polițistul cu bicicleta, că acum câțiva ani au primit biciclete cei de la... De da, dar între timp și-au luat de la clanurile țigănești mașină de teren, probabil. Așa. Da. Deci, polițiștii circulă, văd, când văd o față nouă, deci nu trebuie neapărat ca o memorie a fețelor, a fizionomiilor excelentă, dar imediat apare, pac, cei lucrează la cutare. Ceva imposibil să nu se audă, să nu se sizez cu ochiul liber, da, și ca neprofesionist. Bă, omule, vorbim de niște copii care trebuiau să tragă cu lanțul pe umăr bușteni din pădure. Adică mă lași puțin în 8 ani, n-a văzut nimeni făcând chestia asta? Că printre altele trebuiau să aducă bușteni din pădure. Apare clar în presă. Cum? Nu se poate să nu-l vadă cineva. Bă, dar ce faci cu bușteanul ăla? De-a cui ești, matale? Știi? O... Da, erau și maturi. Erau și oameni chiar trecut de vârstă. Profită, deci aici, în clanurile astea care se ocupă cu cerșătoria, umblatul în gunoaie, strânsul gunoaielor, fierului vechi, e o chestie foarte bine pusă la punct, o chestie foarte dură, adică bine, la modul ești prost, ești handicapat mental, fizic, nu știu ce, acolo ții locul, acolo te-am băgat, nu mai comentezi. Și nu mai poți. Deci o atitudine de ev mediu, de sclavagism, mai exact. Iar cei care poate au gândit puțin mai mult și au putut să aibă opinie, mi se pare că au fost exterminați. Deci am auzit ceva de... Nu, dar acum. Nu, n-am auzit de morți. Am auzit că erau puși să se bată între ei. Să bată între ei. Dar nu există și... Acum, facem un scenariu de genul ăsta, să spunem... Posibil. Este foarte bucă durea, e mare și lupe. Dacă pe tine te prindea în gară... Da. Eu și te lua cu jata. Și te punea la treabă. Nu vreau să mă gândesc. Nu, chiar nu, e un scenariu pe care nu vreau să le am. Plecai de acolo și lăsai capetele lor înfipte în gard. Unii sunt mai, nu știu. Da, e o mafie, dar... Nu pot să nu iau în discuție însă opiniile care au apărut pe internet. Pentru că noi suntem o televiziune care lucrează pe internet. Online. Da, și pe baza opiniilor oamenilor facem și emisiunea asta la final, dacă te gândești bine. Da. În momentul în care ai o țară care prin lege îți impune să nu vorbești, nu ai voie să spui prin lege despre... N-ai voie să vorbești despre Holocaust, n-ai voie să spui țigan... că ești rasist. Este o țară care ți impune prin lege să admiți, să accepti clanurile mafiote. Hai să pornim de la premisa că România este condusă de clanuri mafiote, de familii mafiote, că vedem cum arată ministerele, că vedem cum arată în condițiile în care la spitalul de Arș colcă viermii pe oamenii de acolo. Am postat ieri pe Facebook niște imagini, mi s-a întors stomacul pe dos, da? Da, am evitat să le... Și spune că sinistru... Am citit doar. E de jale, nu avem ce să facem, că nu avem altă variantă. În mare ăsta a fost mesajul, deși om a fost foarte cinstit, foarte corect, sinistru sănătății, nu avem altă... Cu ce să lucrăm? Nu avem variante. Un medic trimis de el a făcut raportul. Un medic și, care a filmat, cel care a filmat, Nu, cel care a filmat, el a avut un raport, e pus în postura, din câte am înțeles pe ce am văzut ca și știri așa pe fugă azi dimineață, în postura de a închide spitalul și nu știe. N-au ce cum fac. Să-l închidă. N-au cum să-l închidă. Că n-au unde să-i mute pe oamenii ăia. Exact. Deși există o... Sunt vreo 50 de oameni. Există, cum se cheamă, zim, nu este tot în instituție, o aripă, zim cum, un spital, atlădere, care nu poate fi dat în practic, nu în folosință, că nu știu ce acreditări lipsesc. Aici, facem cameră, Doamne ferește, de în caz de război și aici, de spital. Ține totuși și de managerul instituției, de medic, și de asistentă și infirmieră. Pentru că aici, deci eu ca medic am pacientul, nu pun asistenta, infirmiera de la salonul respectiv, pentru că sunt pe fiecare salon, sunt mai multe, mai puține, da. Dar cum să spui, tu ca medic să ai un pacient cu viermi, chiar dacă nu ți-a băgat niciun ban în buzunar, dar ca tu te respecti.
Știi? Da. Deci, ministrul a spus, domnule, niște lucruri simple pe care nu le-au făcut, drept dovadă că n-au fost manageri buni și n-au gândit, cum să spun, de la lucruri mărunte. Plasă la geam, să nu intre musculițe. Da? Atât de simplu. Lucruri simple. Oamenii, directorul spitalului Bactazar a zis, domnule, nouă ne trebuie aici uși glisante duble, pentru că vorbim de un mediu anume în care trebuie să ținuți oamenii. Așa, ușile glisante sunt la noi în țară de vreo 20 și ceva de ani. Nu se recupere directorul spitalului din buzunarul lui, nu? Dar până la ușile glisante, până la, pentru că și cu ușa glisantă este o mică problemă. Mai sunt anume făcute pentru secțiile de arși, există. Bun, da, dar până acolo, avem o aripă din spitalul ăsta care este nou-nouță, simplă. Este nou-nouță, aia n-are acreditările. Nu mă întreba ce dracu. Bun, dar în partea cealaltă, în locurile vechi, în spitalele vechi, din țară, municipal roman, asta, băi, trebuie să se vadă implicarea managerului, da, și dorința aceea de a atrage fonduri. Pentru că, iarăși, aduc vorba de exemplu, spitalul de pediatrie din Roman. Deci a avut director atâția ani un medic bun, pediatru, dar ca manager eu consider că n-a făcut mult, pentru că el era medic și este medic. Bun. Ca manager trebuie să se spune, domnule, să fie medic, altfel ce să caute în spital? Domnule, medicul are grijă de sănătatea oamenilor. Este directorul medical prevăzut. Managerul, lăsați-l să umble și să caute bani și să pună să facă treaba, tot ce cer medicii, el să încerce să pună în practică cât mai repede. Spune cineva la un moment dat pe internet, ar fi o idee foarte bună ca toți managerii de spitale să fie preoți. Pentru că ăștia reușesc cu succes să aducă bani de oriunde. Da, mă, aduc bani, dar nu mai... Încă o opinie pe care o mi-aduc acum aminte de pe internet, foarte bună, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Trăim într-o țară în care sistemul de sănătate e cumva... Funcțiile sunt cumva decalate, pentru că directorii de spital se cred Dumnezeu, medicii se cred directori de spital, asistentele se cred medici, iar femeile de servici se cred asistente. Femeile de serviciu sunt specialiste în... Da, în orice. În orice. Dau exemplu. Și am râs amar la o discuție cu niște oameni, niște cetățeni romașcani, care mi-au spus, de fiecare dată când intri în spitalul municipal din Roman, primul căruia trebuia să-i dai raportul este portarul. Unde mergi? Ce te doare? De ce suferi? Portarului, care el e făcut să ridice bariera. Asta este meseria lui. Pe urmă, când intră în spital, vorbesc serios, ascultă-mă, omul este mai puțin interesat de, știți, nu sunt ore de vizită acum, dar e mai mult interesat de ce suferi. El e portarul. După aia intre pe hol și dai de femeie de servici, pe care o întrebi și am pățit-o. Cabinetul doctoriței cu tare. Dar ce vă deranjează? Ce vă supără? Dom'le, dar dumneata ești femeie de servici. Dacă vrei să mă ajuți cu o indicație, dă-mi o indicație. Dacă nu mă întreba de ce sufăr, pentru că tu ești femeia de serviciu. Eu n-am înțeles niciodată chestia asta. Dar cum să te întrebe portarul? Dar de ce suferi? Dar de ce te interesează? Am pățit ceva de genul ăsta, m-am dus la urgențe. Din fericire, deci nu aveam ceva foarte grav, trebuia să ajung la urgențe să fiu văzut de un medic. Mi-am luat marja de timp necesară, da, să staționez acolo, pentru că știam că mi se va face o injecție, va trebui să mă pipăie cu bisturiu. Așa, eu nu știu exact ce-ai suferit, dar... am avut o infecție, știi, și era... Așa. Trebuia interveni chirurgical pentru a scoate puroiul din infecția respectivă. Da. Am zis, băi, hai să văd ce medic de gardă este, știi că, zic, cunosc, nu că sunt prieten sau nu știu ce, cunosc anumiți medici. Știi, și ai, altfel te duci la unul care poți să vorbești, să-i spui, domnule, mă doare, nu știu ce, și ăla spune, hai bă, taci. Da. Știi că îți transmită, da, de linie. Da, conexiunea. Pentru că asta contează foarte mult. Vine, ajung, știi, întreb pe medicul, pe bodyguard. Zic, ce e medic de gard? Cu tare. Bun, am să aștept aici. Dar ce suferiți? Da, mor. M-am uitat la el, am început să râd. Zic, da. Bine, vreau să treb la modul vulgar cel freacă grijă, știi? Da.
Zic, da, sunteți medic? Păi nu, la nu, noi, nu, da, știi, cum e chestia, relația medic-pacient, știi, dacă țineți de secret cumva. Aia nu există. Deci, există tu dai raportul tuturor până la medic. Da, pentru că există un sistem destul de interesant și funcțional încă, care face, deci să fii ghidat spre un anumit medic. Deci femeia de serviciu sau un asistent, deci te ghidează spre un anumit medic. Altă femeie de serviciu, alt asistent te ghidează spre un anumit medic. De simpatie sau cum merge? Adică eu sufăr de adică și mă trimite la ortoped? Și medicul respectiv, dacă primești de la mine un leu, 10 bani de la asistent, 5 bani la femeia de serviciu și așa mai departe. Pentru că e încă sistemul ăsta de plic. Și vorbim mai departe de sisteme care nu funcționează în România. Vom intra și în știri imediat. Deocamdată s-au acumulat foarte multe. Citesc ieri, parcă pe Romanul Financiar, iar o chestie, am râs, am zis că am să comentez, n-am mai comentat pentru că m-am enervat la culme. Senzațională ofertă, dacă ai studii superioare, ai șansa să te angajezi agent de pază la poliția locală. Am văzut titlul știrei. Deci, fii atent, Poliția Națională a angajat, deci a scos la concurs, da, pentru angajare, ajutor de șef de post, studiile minime necesare fiind studii medii, bacalaureat. Da. În luna aprilie au scos la concurs, da? Corect. Acele 80 de posturi. Pe județul Neamț, câte au fost la nivel de țară. Deci studii medii pentru ajutor șef de post, ce responsabilități are și așa mai departe. Acum nu spunem că polițiștii ar trebui să fie proști sau fără studii. Nu. Dar să ceri studii superioare pentru agent de pază, acum nu fac panoramă de știre sau de titlu, ci de idioțenia care apare în totalitatea informației astea. Studii superioare pentru agent de pază? Păi eu sunt profesor doctor universitar, de exemplu, și... Eu pot să mă duc cu studii superioare ca agent de pază, domnule, clar că dar... Poți să te duci, dar de ce te duci? Dar eu cred că pe ceea ce înseamnă organizarea acestor instituții este prevăzut nivelul de minim de studii care trebuie să-l îndeplinească cel care vine. Da, ok. Și, pentru agent de pază, 10 clase... Fine, agent de la poliția locală devine un fel de funcționar public? Nu. Bun, studii medii. Cu diplomă de bacalaureat... Dar ce trebuie să fac un agent de pază? Păi, poate primești mai multe atribuțiuni. Printre aceea am înțeles, dar cu siguranță nu trebuie să găsească o cură pentru cancer. Da, nu trebuie să meargă de colo-colo și să se uite și să fugă. Uite, îmi pare rău că n-am citit știrea, că am văzut titlul și... După titlul m-am luat, deci nu știu toată știrea asta. Dacă e un pamflet, îmi cer scuze, l-am înțeles greșit, dar sper să fie un pamflet și să greșesc eu. Să ai nevoie de studii superioare, ajung la titlul ăla din Times New Roman care spune că angajatorii fac, au semnat o petiție la Ministerul Educației să facă diplomele pe hârtie mai moale. Că... Da. Da? Ce rost are să faci o facultate ca să fii agent de pază? Nu. Mă spuneați deci, că nu înțeleg. Repet. Adică ai făcut facultatea și poți să lucrezi și ca agent de pază. Nicio problemă. Da, dacă vrei, dacă îți place, dacă... Domnule, nu obligă nimeni, am înțeles. E posibil să fi făcut o facultate și atâta să... cum spun, am putut teoretic să fiu bun, să învăț, practic nu știu să mai pun în practică. Dar întrebarea astea este, deci dar ca și cerință minimă, cum să spun, cei din instituțiile statului dau dovadă iarăși de o rigiditate și de, cum spun, de o limitare la textul scris de lege, de a nu mai face un pas. Uite, post scos tot așa la o instituție a statului studii necesare, studii medii. Deci, studii medii ce înseamnă? Liceul. Da. Nu spune un liceu de anumită specialitate, nu spune să ai anumită calificare. Nu, să ai liceu. Și o vechime de minim un an în ceea ce în domeniul studiilor finalizate. Adică ai terminat liceul și ai lucrat ceva în cei... Dar deci, ce specializare ai din liceu? Eu spun, termin liceul Roman Vodă. Ce specializare ai? Da, ce specializare ai din liceu? Liceele celelalte au o specializare. Dar iarăși avem o problemă. Agenți de turism sau nu știu ce, liceul 5 ce are? Nu știu, dar hai să spun că ai făcut profilul uman turism la Roman Vodă. Da, că există. Există? Când făceam eu acolo, în scurta perioadă. Bun, îți dă diplomă de ghid.
Da, la ghid. Dar nu îți dă diplomă de ghid, îți dă diplomă de bacalaureat. Că nu ești specializat. Păi, asta vreau să spun. Deci aici apare o chestie. Deci eu când mă duc și depun dosarul, vechimea minimă de un an în studii... Care studii? Adică ce... Da, am înțeles. Avem o problemă. Consilierii liberali susțin că vorbim în continuare de ambulanța smurt timp și de aparatul ăsta radiologic care, la fel ca și aripa aia a spitalului de Arș, șade undeva într-o magazie, prinde praf, se învechește. Eu o formulare anume, se... Ai de mine, ce-mi scap acum. Deci moral. Moral, da, se... Moral, se duce dracului. Păi el apară... e bun, e funcțional în continuare. Acum ar fi bun dacă ar funcționa. Exact. Pentru că peste 5 ani va fi cu siguranță depășit. Până se scarpină ăștia la testicule, că asta se întâmplă în Consiliul Județean, vedeți și voi ce se întâmplă acolo. Unii vin la se prezintă, alții nu se prezintă. Deciziile se iau și după aia se contestă de către aia care n-au fost. Adică eu vreau să decid o chestie, vorbesc cu Ciprian, te rog și pe tine să vii, tu nu vrei să vii, atunci iau decizia cu Ciprian și facem o treabă, după aia vii tu și te super că de ce am făcut. Acum pe chestia asta am citit că nu suntem unici. Se numește deci, politică. În Austria se reiau, întâlnesc alegerile prezidențiale, da. Pentru că cei din opoziție, cei care au pierdut, nu s-au prezentat la numărătoarea voturilor prin corespondență. A, dar acolo e altceva. Vorbim de... Nu se justifică niște mii de voturi. Nu, dar au contestat prin faptul că au lipsit. Ceva de... Da? Exact cum au făcut la noi parlamentarii, că au contestat la Curtea Constituțională o lege care au inițiat-o și au și aprobat-o. Politica este o mare... E o mare. Promovarea proiectului de alocare aproximativ 500 de milioane de lei. Dar hai să vedem știrea. Vedem știrea ca să știți despre ce e vorba. E o știre veche, puteți să o vedeți și pe internet, dar hai să trecem din nou pe la liberalii care vor promova proiectele legate de aparatul cu condiția să se ducă la ședințe. Smurt timp, ce înseamnă? E ambulanța, că nu știu ce înseamnă timp. Vedem acum. Haideți. Da. Consilierii liberali susțin că în viitorul legislativ, în ciuda poziției lor minoritare în Consiliul Județean, vor susține toate proiectele care vor fi puse în slujba nemțenilor și implicit ale romașcanilor. De altfel, cele două proiecte legate de finanțarea celei de-a doua tranșe pentru achitarea aparatului radiologic achiziționat de Spitalul Roman și acela de obținere a aprobărilor pentru ambulanța Smurt Team fac parte din categoria proiectelor prioritare pe agenda PNL. Era prins în programul nostru NEAMS 2020. Dar acum, întrebarea asta cred că ar trebui să o adresați reprezentantul PSD-ului. Din punctul nostru de vedere, noi vom vota tot timpul. Promovarea proiectului de alocare a aproximativ 500 de milioane de lei pentru achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului radiologic face parte din categoria celor care au nevoie de majoritate de voturi pentru a putea trece în plenul Consiliului Județean. Pe un asemenea proiect, cei de la PSD vor avea noi niște parteneri. Exact. Tot ce va fi în interesul cetățenilor și nu în interesul lor personal. Dacă îl va promova cineva, că mi-e teamă că nu va mai promova. Uitați, nimeni. Noi ne luăm angajamentul aici, noi doi, că îl vom promova. Fața dumneavoastră și a romașcanilor. Pe viitorul posmează că vom promova acest proiect. Cu asta deci, îl pierdem. Puteți să puneți, știți cum e, breaking news. Noi ne asumăm acum și ne luăm angajamentul că îl vom promova. O să vedem și la vot. Prioritățile proiectelor liberale sunt legate de sectoare esențiale ale vieții nemțenilor, respectiv sănătate, învățământ sau cultură. Politica PNL-ului, și în special vorbim aici persoana politica PNL-ului Neamț, este politica pe sănătate, cultură și tot ce ține de social. Deci tot ce va ține de sănătate, învățământ, noi vom aprova. Indiferent cine va veni cu proiectul, noi vom fi. Direcțiile esențiale de dezvoltare a județului Neamț, în virtutea cărora vor acționa consilierii locali și județeni ai PNL, sunt incluse în documentul programatic Neamț 2020, promovat de liberali încă din timpul campaniei electorale pentru alegerile locale. Cei 14 consilieri, toate proiectele care vor face parte din cei 3 piloni pe care am promovat și prin proiectul Neamț 2020 în speță, sănătate, educație și cultură vor fi promovate intens de cei 14 consilieri județeni. Am spus-o pe tot parcursul campaniei electorale. Că un om sănătos, educat și cult se poate descurca în orice condiții. De aceea, acești 3 piloni îi vom promova în orice... Bun, promova asta înseamnă că veți iniția exact, dacă siguranță. Nu inițiază exact, ceilalți. Da. Exact.
Noi vom iniția toate proiectele din Neamț 2020, dar va fi, nu ține de noi dacă nu avem majoritate, dar le vom iniția. Și atunci, dumneavoastră, presa, veți observa. Promovarea celor două proiecte legate de Spitalul Municipal de Urgență Roman depinde de votul majoritar al consilierilor județeni. În Consiliul Județean Neamț, majoritatea este formată din 17 consilieri PSD care au făcut alianță cu cei 4 consilieri aparținând PMP și ALDE. Vedeți că 500 de milioane de lei ar trebui alocate pentru achitarea celei de-a doua tranșe pentru aparatul radiologic. Fratele, câte tranșe trebuie? Cât costă aparatul ăsta radiologic, bre? 10.000 de euro, că e vorba de 500 de milioane de lei. 10.000 de euro. 10.000 de euro. 12.000 de euro. 12.000 de euro, ok. Când o să-l plătească, el încă nu e funcțional. Adică e funcțional, nu e folosit. Da. Da, stă acolo. Stă cu o husă pe el. Ajung la ce spuneai tu săptămâna trecută sau cu 2 săptămâni și acum 3 și acum 4 săptămâni, că nu știm noi ce e în subsolurile spitalelor. S-ar putea să fie echipament foarte bun, dar pe care nu-l putem folosi pentru că. Bun, ce mult ăsta? Depășit moral. Așa, deci s-ar putea să fie achiziții făcute de aiurea. Deci acum, hai să zicem, e datoria noastră și datoria tuturor celor care au auzit de această informație că există aparatul și că pentru a fi funcțional mai trebuie plătite niște sume și de făcut anumite investiții în spital ca să fie aranjat și asta. Se pierde timp. Timpul ăsta înseamnă vieți pierdute. Hai să nu spune că vorbim de un aparat radiologic, nu vorbim de vieți pierdute. O radiologie, o radiografie nefăcută poate să facă să nu știu că am o anumită problemă care mâine ar trebui operată. Că dacă mă duc și fac radiografia la Iași, am mai pierdut încă 3 zile, domnule, deja a evoluat boala. Bun, și te trezești cu chestii de genul ăsta. Vorbim de, deci înseamnă viață. Aparatul radiologic, viață, care ține de prezența consilierilor în Consiliul Județean și de modul în care ăștia vor reuși. Știi care e faza? Pe mine ce mă scoate din sărite la consilierii județeni? Următoarea chestie. Nu vine nici unul, efectiv, să spună de ce anume e nevoie și să nu să combată, să tragă tare pentru aparatul ăsta radiologic. Ei, de fapt, se duc acolo și cine este pentru? Dar de ce sunteți pentru? Dom'le, pentru că așa ni s-a zis. Dar de ce sunteți contra? Pentru că așa ni s-a spus. Dar de ce vă abțineți? Pentru că așa ni s-a spus. Ei nu pricep niciunul de ce e bun aparatul ăsta radiologic. Altfel nu imaginez de ce se căcăie de un an jumate cu el. Că nu găsesc bani. Deci, aici arată și cum se fac bugetele la nivel de județ. Pentru că, până la urmă, ei au un rol foarte important în planificarea bugetelor. Dom'le, stai așa o clipă. Nu mai avem. De unde putem să luăm? Cât putem să luăm ca să putem să fie treaba ok și să putem interveni pentru treaba asta? Pentru că, în mod sigur, un aparat de genul ăsta trebuie și la Târgu Neamț, trebuie și la Piatra Neamț, trebuie și poate și la Bicaz. Da? Deci în spitale din... Băi, am așa o senzație că ne uităm la alte știri. Da? Da. Știrile astea sunt... E de săptămâna trecută. Știrea asta. E de săptămâna trecută... Da, s-a discutat ceva? S-a rezolvat ceva? Nu. Aceeași poveste. Hai să vedem alte știri. Imediat. Deci... Imediat să ajung la ele, pentru că mi le-am trimis singur pe... Băi, cred că mi-am trimis alte știri. Oricum, da, sunt știri de săptămâna trecută, nu mă întrebați de ce. Vreau altceva să vă zic, cred că ne-am dat save. Apropo de spital și de radiologie și așa mai departe. Ăștia de la Consiliul Județean, că despre ei vorbeam, ca știre și-au împărțit vicepreședinții. Da, au intrat fiecare în comisia lui, nu știu dacă vicepreședinții intră în comisii, dar unul dintre ei a luat parcul natural Ceahlău, iar celălalt Drupo. Nu știu dacă ești la curent cu chestia Drupo asta. Drupo e cu drumurile din... Așa. Da. Și societatea Trolei Buzo. Iar celălalt a luat spre pe lângă altele, o să se ocupe și de parcul Ceahlău. Și stăteam și mă gândeam,
oamenii ăștia care au ajuns în Consiliul Județean, ca să ajungă în Consiliul Județean, au plătit o gârlă de bani. Da. Corect? Și nu că au dat bani pentru funcție, că e absurd, dar către partid, campanie electorală, mese, protocoale... Da? Sume care se duc 15, 20 de mii, 25 de mii, 30 de mii de euro. Nu, sume pe care să le avem noi. Corect? Și se pune logic întrebarea, punea cineva întrebarea pe Facebook la un moment dat. Cum ne așteptăm după ce ajung consilieri sau vicepreședinte sau președinte de Consiliul Județean să fie și cinstiți? Care e logica? După ce logică ne ghidăm noi ca români? Când, practic, ăla plătește o grămadă de bani și logic așa să ia undeva ca să se recupereze... Nu e logic că îi vrea și înapoi și atunci ne întrebăm de ce avem consilieri corupți. Consilieri care nu își fac treaba ca lumea. Da, măi, și după aia încep să îi vezi că apar în presă. DNA-ul pentru că ei se duc, de exemplu, la Drupol, la Parcul Național, la Troleibuzul. Se duc și aici apare o chestie care e aducătoare de bani frumoși, acei agamani, membri în AGA, la care prim-ministru Cioloș a spus că treaba asta ar trebui să fie prevăzută în fișa postului și să nu fie o treabă plătită, pentru că este o activitate care trebuie să fie prevăzută prin fișa postului. A fost o sursă mare de bani, pentru că acești bani îi luai, nu erau toți ai tăi. Corect. Sau erau ai tăi, dar trebuia să faci anumite lucruri, pact, te opui privatizării, dacă se vinde, se vinde, deci informațiile din AGA să ajungă imediat la oamenii care trebuie. Știi, domnule, stai așa că, uite, dezafectăm fabrica cu tare, fierul vechi. Păi stai așa o clipă. Fierul vechi, prietenul nostru de la partid, are firmă de prelucrarea fierului vechi, de preluare, predare, mai departe și așa mai departe. Da. Și ăsta e rolul. Tare bine ar fi dacă s-ar găsi soluția legală pentru a nu mai fi plătiți și cu ocazia asta hai să vedem cine mai face treaba. Hai să mai trecem printr-o chestie care ai o știri de astăzi? Am știri de astăzi, eu le văd bine, aici. Știrea caldă e asta cu sclavagismul și știrea fierbinte atacul terorist, nu? Care s-a întâmplat, din păcate. Și nu-i un nebun... Uite, despre asta vorbeam. Laurențiu Dulamă va coordona serviciile de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, dar și administrarea Parcului Național Ceahlău. Ceahlău care este. Iar Ioana Saftei... Centrul Militar Județean. Da, alea-s mai... Nu prea ai cum să scoți bani de acolo, da, din... N-ai cum. Zic și eu, nu știu, că nu mă pricep să fac bani, dacă mă pricep, am lucrat aici. Saptei de investiții, transporte, infrastructură, Drupo și Troleibuzul. Da? Da. Înțelegem? Deocamdată eu am intrat în concediu. Săraci, nu își vor lua pentru moment concediu. A, nu își vor lua, pardon. Deci, săracii, sărmanii, deci, da. Ei se gândesc. Ar fi culmea să-și ia concediu să vadă că merge treaba și fără ei. S-a promulgat legea produselor românești? Nu mai vedem știrea. Deci, prima știre care am văzut-o, trebuie să specificăm, o să fie știrea cu împărțirea portofoliilor la președinte, vicepreședinte, la Consiliul Județean, nu cea cu spitalul, ca a fost data trecută. Nu mai vedem știre cu legea produselor românești, pentru nu, că... Dar o discutăm. Mai e o chestie, deci... E fals legea produselor românești. Da, măi, e altfel spus. N-are... E fals. De ce să fie fals? Pentru că e vorba din zonă și aici intră și produsele românești, bulgărești, ungurești. Da, autohtone. Autohton poți să-i spui. Deci, locale. Bulgare sunt... Locali. Deci nu e o lege a produselor românești. Deci aici e treaba. Bun, hai să ne legăm deci, de semantic. Da, vorbim de... Deci, ca și lege, ea vine pentru zonă. Corect. Da? Bun. Și atunci noi o să vedem produse bulgărești, produse ungurești, da? Da. În magazin. Cele, vorbim de legea aia care obligă românești de la Horia, de lângă Roman sau de la Matca, de la Galați, mai intră și ele, dar ca...
Dar alături de cele din Bulgaria. De aceeași lege, da? A fost promulgată legea în cursul zilei de luni de către președintele României, da, Klaus Iohannis. Legea asta prin care supermarketurile, magazinele mari vor trebui să aibă în rafturi 51% produse din zonă. Din zonă, nu, hai să nu le spunem în românești. Din zonă, da? Da. Ok. Are părți negative? Adică ajunge, că de client mă interesează, clientul ajunge să aibă probleme la un moment dat din cauza legii astea? Păi, e posibil să fie probleme la modul că se vor scumpi produsele. De ce? Pentru că nu există acel lanț scurt de aprovizionare cu ceea ce înseamnă depozite. Deci lanțul scurt de aprovizionare. Unde este? Și elimină termenul de produse românești. Stai, stai așa, lasă termen. S-a eliminat termenul de produse românești, cum ai spus tu. Da? Dar ci că fermierii scapă de concurența neloială cu produse importate din Orient. Sunt foarte multe produse din Turcia, Egipt. Da, în, ok. Roșii, pepeni, ce poate să fie? Pe care să le avem și noi. Că dacă vrem măsline, alea vin obligatorii din import. Că noi n-avem așa ceva. Vin din Grecia. Da, noi n-avem măsline. Că mai bine să vină din Grecia decât din Turcia. Pentru că din Grecia nu-ți plătesc taxe. Așa. Dar tu spui că vor crește prețurile? Deci se vehiculează și această idee pentru că nu există lanțul scurt. Să ajungă de la producător la magazin. Trebuie să treacă, deci tu ai o seră și faci o seră, un solar și faci roșii. Ok. Fac și alții din zona Lipoveni, Roman, fac și cei de la Târgu Frumos. Deci zona asta, Târgu Frumos, Pașcani, Roman, Bacău, Piatra Neamț, poate fi acoperită de acești producători. Da. În care ești și tu. Oie. Bun. Când ai început să culegi roșile, le-ai dus în magazine, dar va trebui să le și depozitezi. Dacă n-ai unde să le depozitezi, în momentul în care deci recolta este, ai trimis, ai umplut raftul magazinului, da, toți producătorii ați umplut raftul de magazinelor, trebuie să asiguri un ciclu pe o perioadă de 3 săptămâni, da? E, ce faci cu roșia care ți-a ieșit astăzi, ai trimis-o la magazin, roșia care ți-a ieșit mâine, vei trimite poi mâine. Unde o depozitezi ca să fie ca lumea? Și dacă trebuie să depozitezi mai mult de o săptămână, unde o depozitezi? Ai camerele frigorifice? Ai depozitele frigorifice? Să spunem care e supermarketul. Nu, dar supermarketul nu poate să depoziteze, nu ia pe stoc așa. E spațiu destul de mare, nu foarte mare. Întrebarea mea se pune... Ai fost înăuntru în supermarketuri să vezi? Deci ca orice client. Nu, înăuntru, în magazin, în spate. Deci am fost și am văzut. Deci au, dar nu numai pentru, cum să spun, o zi sau două. Mai mult nu le permite spațiu. Cum pentru se că face? Puteți să vă convingeți de treaba asta aducându-vă aminte de faptul când au fost zăpezi și au fost închise drumurile. Și intrai în magazine, Penny, Kaufland, cred că și Lidl am intrat, dar Penny și Kaufland țin minte. Deci rafturi goale, pentru că nu mai ajuns. Există un flux permanent, da? Nu, să nu stea marfa. Deci marfa pleacă de la producător, ajunge la depozit, acolo la depozit poate să stea o săptămână, două, trei, în condiții foarte bune, fără să fie afectată. Și după aia mai departe, de exemplu, cei care au livezi de mere, da, au cumpărat aparatură care costă foarte mult, în care se depozitează merele de în toamna de la cules până ca să aibă la vânzare și primăvara. Și, deci spunea cineva, un producător de acolo, 100.000 de euro pe un aparat care ținea cât? Vreo 10 tone? Poate greșesc, deci cine? Nu mai contează. Deci învârtea mărul, ținea temperatură, abur, umiditate, chestii de genul. Cum se face alimentarea asta cu produse românești în supermarket? Aici încerc să lămuresc. Dacă eu am o livadă de mere, apropo, că ai zis tu, o livadă de mere. Da? Cum fac? Mă duc eu la supermarket să spun, domnule, am mere la vânzare sau mă caută supermarket? Pentru că ei e obligat să aibă 51% de produse românești. Ei sunt piața. Păi și cum se face? Se semnează un contract deci, între mine ca persoană fizică? Deci eu mă duc și spun, domnule, am teoretic
Deci, aici iarăși apar niște probleme, pentru că, de exemplu, nu știu cât de mult poți să ia decizii directorul Kaufland Roman. Da, el trebuie să vorbească la centrul București, presupun. Pentru sau că la... eu dacă, de exemplu, vreau să intru cu un produs pe lanțul Kaufland, da, trebuie să vorbesc la București. Da. Eu am anumită procedură, cu anumite taxe, cu nu știu ce, pași de urmat. Ca producător local de mere, clar că eu nu pot să dau mere decât Kaufland Roman și, hai să zicem, Piatra, Bacău, da? Da. Deci am în Bacău două Kauflanduri, unul în Piatra, unul în Roman, sunt două în Piatra. Apar n-am, cine știe că despre Piatra. Deci, atât, am... Ca să fim cât mai corect. Ce facem cu ceilalți producători care nu reușesc să intre? Pentru că și supermarketurile astea, ele trebuie să aibă 51% produse loco, da? Dar n-au capacitate infinită de cumpărare a producătorilor. Să spunem că ai 20 de producători de roșii în Roman, care ar putea să lucreze cu supermarketurile de aici. Dar supermarketurile nu pot accepta decât 10 dintre ei. S-ar putea să avem surpriza ca cei 20 de producători de roșii din Roman, aducând toți la un loc marfa, să nu fie 51% din toată marfa care se vinde. Corect. Acolo. Dar aici intervin două probleme. Una, trebuie să-i faci într-o asociație pe ăștia 20 și nu românii neapărat, nu lucrează bine în grup. Da, este ușor pentru supermarket să lucreze cu o persoană. Corect, cu un 20, reprezentant. Da. Pentru că, până la urmă, e clar că dacă sunt 20, va avea de câștig supermarketul. Da. Va avea de câștigat. Da, pentru că va lua pentru la cel mai mic. Îi va lua pe fiecare separat. Așa, în momentul în care vin toți și spun, domnule, asta e cantitatea, așa, 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 și negociem un alt preț, o altă... Dar asta înseamnă ca românii să priceapă odată pentru totdeauna că vechile CAP-uri, deși le hulim atât de mult, era o idee bună, asociațiile. O unificare a produselor. Nu, a unificare a producătorilor. Un lucru pe suprafețe mari decât pe suprafețe mici. Sunt alte treburi. Acum vorbim de... Pentru că pot să existe, deci nu trebuie să existe CAP. Nu, trebuie să existe, poate intra și să fim într-o organizație producători, 10 producători. Unul are jumătate de hectar, altul are 10 hectare. Da. Toți să intrăm să vindem produsul. Da, pentru că dacă cel cu 10 hectare se gândește că să-l lovească pe cel cu jumătate de hectar, s-ar putea să aibă surpriza ca cel cu jumătate de hectar să vină cu un preț mai mic și să-l faulteze pe el care are 10 hectare. Împotriva lor. Și, de câștigat, da. De câștigat supermarketul care oricum câștigă niște miliarde. Mă, câștigă pentru că ei fac vânzarea. Deci, și e logic, da, să câștige, și e logic să câștige mai mult producătorului, asta nu, spun. Nu în detrimentul producătorului, pentru că ei negociază un preț. Producătorul trebuie să vândă cu acel preț care să justifice, care să acopere munca. Eu ca supermarket nu-ți dau decât 5 bani pe kila de roșii, poftim, vin de în altă parte. Da. Și te duci și stai în piață unde ți se strică sau ți le cumpără țiganii. Nu, pentru că țiganii cât? Îți dau 6 bani și 3 pumni în gură și frumoși. Nu. Nu mai este acum chiar așa. Deci, posibil să mai fie scăpări de genul ăsta, dar nu-i treaba asta. Eu ca și producător, da, mă gândesc în felul următor. Dom'le, eu produc, asta știu să fac cel mai bine. Cum fac să vând repede? Idealul este pentru cel care are fermă zootehnică și pentru cel care are solar, produse agricole, așa, și pentru cel care are stupi. Vânzarea angro. Da, asta e. De exemplu, miere de albine. La borcanel 35 de lei kilogramul. Dacă vine să-ți ia angro, e 20 de lei, 22, da, 15 lei. Cantitate mare, prețul și el e diferit. Ca să vinzi cu borcanelul la 35 de lei, trebuie să stai în piață și iarnă și vară. Da. Trebuie să ai pe cineva care stea acolo, pentru că tu te ocupi de stupi. Da. Da? E altceva când îți vine la poartă și îți ia toată cantitatea? Bineînțeles. Pentru cum vine înainte mașina de lapte? Ca să vezi și chestia aceea. Dom'le, cât câștig? Vând cu 35 de lei. Da, dom'le, dacă o vinzi toată și o vinzi într-o lună de zile, perfect. Foarte bine, e afacere bună, da? Numim spre afacerea perfectă, da? Da. Dar dacă tu vinzi cu 35 de lei într-un an de zile, adică 12 luni tu plătești pe cineva care stă la tarabă, închiriezi taraba, stai în frig, stai în ploaie, stai în soare, în caniculă,
atunci deja pierzi. Când tragi linie la sfârșit, băi, dacă uite, am ieșit sau n-am ieșit bine. Deci aici trebuie văzute care sunt soluțiile. S-a făcut legea asta cu 51%, trecem peste ea. Ce a crescut iarăși în România și crește uimitor de la un an la altul, nu e o noutate, crește numărul mamelor minore. Da. Chiar acum, apropo de bacalaureat și de mame minore, a apărut în presa centrală puștoaica aia de la Vaslui, care a luat 9-9-6, nu că ar fi mamă sau nu are nicio importanță. Ideea este că a tras bine, a învățat cum trebuie și a luat 9-9-6 bine, da. Vaslui. Familia a fost alături de ea. Înțelegere acolo, da? Da. Tatăl copilului, tot adolescent, care și-a asumat, cum să spun, faptul că este tată, da. Așa, nu știu, deci nu că a venit cu sprijin material pentru copil. Deci familiile, bănuiesc că familiile a fost liniște și această fată poate să-și urmeze și școala și să-și facă și o carieră. Într-adevăr, și să spună, domnule, m-a încurcat copilul. Bine, cel mai simplu e să spunem, domnule, din cauza copilului n-am... Numărul adolescentelor care dau naștere... Nu e normal. Îngrijorează. Da, pentru că acum, până de curând, nu știu, dar până prin 70 sau până în al doilea război mondial, fetele de la țară pe la 14 ani erau suite în căruță și erau măritate. Da. Păi acum se cheamă că suntem mai educați, da, suntem mai civilizați, suntem mai conștienți de ce înseamnă să naști un copil la 14 ani. Și uite totuși că se mai întâmplă acum treaba asta. Păcat pentru că copiii născuți au un handicap în ceea ce privește dezvoltarea lor într-o familie normală. Hai să vedem unde anume se întâmplă. De obicei, chestia asta se întâmplă în familii în care educația nu e chiar la ea acasă. Deci cele mai multe cazuri acolo sunt. Nu, în rest, hai să le excludem celelalte cazuri. Discutăm acum deci de ăștia, în care tatăl probabil tata, mama au probleme. Probleme, da. Copiii lăsați de capul lor, fata rămâne însărcinată la 13-14 ani. Naște un copil. Copilul respectiv va primi cu siguranță aceeași educație pe care a primit-o și fata, adică aproape de zero. Aproape de zero. Da. Pe de altă parte, hai să mergi și în partea aialaltă. Ce te faci cu fetele care dau naștere la 13-14 ani și vin din familii educate, dar totuși nu reușesc părinții să aibă o discuție, măi fetița tati, ia să stăm puțin de vorbă despre pubertate. Înainte de a se întâmpla chestia asta, pentru că nu există o educație sexuală nici în casă, în familie, nici în școală, că noi ne ferim să spunem sex, frate. Putem să înjurăm de mamă, de tată, de Dumnezeu, de Iisus, de sfinți, de cruci, de lumânări, putem să ne băgăm și să ne scoatem în orice politician, dar nu putem să vorbim cu propriul copil și să spunem cuvântul sex, că-i îh. Da? Da. E greu să iei. Adică tu, cu siguranță, mai degrabă o să ai problema asta decât mine, care n-am copii. Dar la un moment dat o să ai o discuție, că trebuie. Da, da. Că ești tată. Da. Și tare-s curios cum o să faci, pentru că noi, ca români, suntem pudici, mă. Da. Noi ne ferim de discuții. Știi, tată, ia vin cu acea mai fetița, tată, că avem, trebuie să vorbim ceva. Tare-s curios cum arată o discuție de genul ăsta. În funcție de... tipologia fiecărui părinte, a fiecărui copil, ideal ar fi să fie o discuție amicală și să rezultatul să fie cel pe care îl dorim cu toții. Deci, să nu fie că în bancul ăla, fata, tate, e momentul să vorbim despre sex. Bine, tată, ce vrei să știi? Da, da. Da. Ei își iau informațiile din domeniul acesta al sexului, a curiozității, așa, cum luam și noi acum... Noi avem reviste, bre. Alb-negru. Nici măcar reviste pe vremea mea.
Da. Ce vreme ai prins tu, dar eu am prins încă, îi se inventase tiparul când eram eu tânăr, adică Gutenberg își făcuse treaba. Până în 89 revistele alea erau pe sub mână. Alea sunt cu un alt aspect, așa. Informațiile veneau de la unul la altul aiurea. Păi da, știi? Din gură în gură, că da. Asta e. Și pe net acum, dacă stai să cauți, ca și copil, te duci pe forumurile tale, pe zona ta, ca să fie pe același limbaj. Și am văzut, fii atent. Nu că mă dau acum împrădător sexual pe internet, nu asta vreau să spun. Citesc forumuri de genul ăsta ca să văd cât îți dă proști. Și nu de proști, proști lipsiți de inteligență, ci de prost pregătiți, din punctul ăsta de vedere. Există TPU, parcă, TPU.ro mi se pare că se numește. E un forum în care tinerii pun întrebări și alți tineri le răspund din propriile experiențe. Omule, te apucă groaza. Nu știu dacă... hai să încerc să găsesc un exemplu care să fie cât de cât explicabil pe TV, că om fi noi pe net, dar totuși e o televiziune, da? Da. Prietenul meu, hai, una simplă, da? Fac sex cu prietenul meu de, iară, 16-15 ani, ceva de genul ăsta, și fac dragoste cu iubitul meu, da, la 15 ani, și el tot ia pastila de după. Avem șanse să... Bun. Și răspunsul? Răspunsul a fost, băi, fată, ești proastă? O ia el? Da. Că el tot așteptă săracul să... Da, după ce fac sex, imediat ia pastila de după. N-a stat nimeni să le explice. Aia e pastila de a doua zi. Și o ia ea. Nu da. El. El trebuie să ia înainte. El trebuie să-și pună... Dacă este... Și eu la un prezervativ, un învățător. Da, băi, da, da. Îți imaginezi o învățătoare sau o dirigintă sau un diriginte la școală, în clasa a 5-a, explicându-le la băieți cum se folosește un prezervativ. Deci eu aș muri să văd chestia asta. Prima oră de educație sexuală. Păi, în clasa aici a 5-a. E o întrebare. Cum să spun? Trebuie să o facă educația sexuală. Nu pot... bun, eu trebuie să vorbesc copiilor mei, da? Da. Nu suntem specialiști. Suntem specialiști eu sau tu? Nu. Dar da? Ce specialistă să fie în educație sexuală? Cum pui problema? Cum prezinți? Cum eviți? Bă, dar ei sunt și pedagogi, măi, au pedagogie în ei, au psihologie, au făcut în facultate. Dom'le, ei au făcut, și acum e în felul următor. Dom'le, eu sunt profesor de română, profesor de matematică, de engleză, da, de geografie. Și e și dirig. Sunt diriginte. Hai să vedem pe cineva care poate să vorbească. Ar trebui cine să vină? Asistentul, medicul școlii, care nu există de ce multe deci ori? Un, poate să fie sexolog. un psiholog, un psiholog specializat. Și, îl plătești din ce? Există în școală asistent medical, există în școală un psiholog, deci trebuie văzut, băi, poți să faci treaba asta? Adică la modul... Noi vorbim de un sistem de educație care nu e în stare să învețe pe copii să uite în stânga și în dreapta înainte să traverseze. Da? Eu cred că îi învață. Deci, că este nu se fac ore stânga, de educație rutieră. Stânga, drept, la ora de urgenție ar trebui să fie și treaba asta. În schimb, există religia. Am găsit anumite probleme cu semnalizarea pe bicicletă, cu mâna stângă, mâna dreaptă, balansarea mâinii, ce înseamnă și așa mai departe. Sunt multe, multe probleme, e destul de dificil. Toată chestia e să nu marginalizăm pe cei care au greșit. Da. Să încercăm pe cei care au greșit și sunt în acele familii needucate sau cu probleme. Așa, să facem să treacă peste acum sunt foarte multe chestii care țin de mentalitate, de cu siguranță, da. Cutume din evul mediu, din sclavagism. Inclusiv în mintea colegilor de clasă, de cele mai multe ori. Pentru că dacă o fată de liceu rămâne însărcinată, ea ajunge imediat în mintea celorlalți. Și crede-mă că știu că am trecut prin adolescență. E clar, tipul asta face sex. Bun, asta da, deci e disponibilă, dispusă. Înțelegi ce spun? Da, pentru da, da, știu, știu. Stai, nu gândești cu creierul ăsta. Da, bun, dar vorbim, discutând, pentru că până la urmă e foarte greu și pentru un om matur să facă abstracție de ceea ce se vorbește în jur. Dar trebuie să ajuți
pentru că gura lumii nu oprește nimeni, da? E greu până îi educăm pe toți ca să vadă într-un anumit fel, să înțeleagă la un anumit standard, la un anumit nivel. Sunt multe, multe probleme. Mai vedem o știre? Da. Ca să terminăm cu ea? Și încheiem cu asta presupusa incompatibilitatea vicelui municipiului Roman, Lucian Micu. Hai să vedem știrea. Să ne întoarcem și încercăm să o comentăm, deși nu prea știu ce am fi de comentat, că ține de chestii juridice mai mult și de legi. Poate tu, dacă ai o idee, că eu sunt... mie mi-e absolut indiferent, punctul meu de vedere e unul foarte clar, dacă o persoană se pricepe la făcut ceva, las-o să facă ceva. Da, hai că vedem știrea și ne întoarcem să o comentăm. Aflat în concediu de odihnă, edilul șef al municipiului Roman, Laurențiu Leoranu, a aflat despre comunicatul Agenției Naționale de Integritate referitor la presupusa incompatibilitate a adjunctului său, viceprimarul Lucian Micu, nu cu uimire, susținând că ar putea face parte din arsenalul de campanie electorală al adversarilor politici, care în asemenea situații nu se dau înlături de la nimic. De multe ori în România legislația este una ambiguă și contradictorie. Nu este un caz. Cazul greu e când îi ferească Dumnezeu de o boală, dar o astfel de problemă se analizează cu calm, cu juriștii, cu pe lege, se vede despre ce este vorba în motivare, ce spune legea și cred că ea poate fi atacată și în același timp chiar că și câștigată. Important însă este perspectiva din care se analizează o asemenea situație, care trebuie să se facă cu mult calm și luciditate în litera și spiritul legii și cu respectarea principiului juridic al prezumției de nevinovăție. Nu cunosc chiar despre acest subiect, n-aș vrea să fac speculații, n-aș vrea să îmi dau cu părerea până nu văd exact despre ce este vorba, dar sigur că niciun fel de eveniment nu este exclus, mai ales că într-o astfel de perioadă se știe că reclamațiile, deflațiunile, tot felul de lucruri care țin de natura, dacă vreți, până la urmă, umană, a manifestării unor nemulțumiri, frustrări... Apariția unor asemenea reclamații într-o epocă a delațiunilor nu trebuie să mire pe nimeni, căci este specifică laturii umane și în special balcanismului, care caracterizează societatea românească din cele mai vechi timpuri. Orice fel de astfel de eveniment trebuie să știm să-l întâmpinăm, să-l analizăm, să venim cu lucruri foarte concrete, foarte clare, foarte coerente și foarte legale, astfel încât ele să se poată baza pe un raționament logic și să poată să desfășoare activitatea în continuare fără sincope și fără a crea, dacă vreți, disfuncțiuni în cadrul desfășoarei activităților instituționale. De altă parte, primarul municipiului susține că în foarte multe asemenea cazuri instanțele au sesizat ambiguitatea legii și au dat dreptate celor acuzați, înlăturând verdictul de incompatibilitate al celui acuzat, ca în cazul ex-președintei Consiliului Județean, Emilie Arcan. Moment, eu nu văd, dacă vreți să mă întrebați și cum simt la nivel personal, nu văd o problemă. Ați văzut un astfel de caz, a fost și cu președinta Consiliului Județean în mandatul trecut. Ați văzut că și acolo ani după ce a acuzat-o de incompatibilitate în instanță, lucrurile s-au așezat altfel. Deci, la fel și noi, i-am transmis domnului viceprimar că trebuie să analizăm, că vom vedea exact cum stau lucrurile și în consecință vom proceda astfel încât să le așezăm exact așa cum trebuie și în spiritul și în litera legii, dar și în spiritul. Uneori poate legile acestea au fost duse până la o tangență a unor cazuri care pot crea anumite disfuncționalități. Eu sper că din toate aceste lucruri se vor trage învățăminte și se vor elimina astfel de cazuri în care se ajunge la limită, astfel încât să se poată desfășura mai departe activitatea. Ați văzut că dacă ești în Consiliul de Administrație sau în conducerea unei școli, nu particip la vot când votezi bugetul, dacă ești la spital, nu particip la vot. Până la urmă, eu cred că consilierii locali sunt aleși acolo, votați de către comunități. Ei trebuie să-și exprime un vot foarte clar, foarte concis și responsabil.
Edilul șef al municipiului declară că echipa de juriști a primăriei Roman va analiza cu profesionalism documentul Agenției Naționale de Integritate, pregătind o apărare cu argumente juridice solide, pentru a scoate în evidență faptul că Lucian Micu reprezintă în Consiliul de Administrație al Spitalului interesele Consiliului Local, care l-a desemnat ca reprezentant al său într-o instituție bugetată de municipalitate. Luat la cunoștință în cursul anului 2014 despre pornirea unei cercetări în ceea ce mă privește din partea Agenției Naționale de Integritate, au fost verificate mult mai multe aspecte. Se pare că ANI a reținut ca fiind în culpă doar cu această presupusă incompatibilitate la Spitalul Municipal de Urgență Roman ca și membru în Consiliul de Administrație. Eu le-am expus în apărarea pe care am formulat-o că nu sunt în Consiliul de Administrație o persoană oricare, ci sunt reprezentantul Consiliului Local. Se pare că nu au luat în considerare această apărare. Vom vedea după ce voi primi raportul final de la Agenția Națională de Integritate, în funcție de ceea ce conține acest raport. Cel mai probabil îl voi ataca în instanță, urmând ca instanțele de judecată să decidă dacă am fost sau dacă nu am fost în stare de incompatibilitate. Edilul șef susține că în asemenea situații nu este vorba de suma ridicolă pe care un reprezentant în Consiliul Local o primește ca indemnizație într-un Consiliu de Administrație al Spitalului, care în acest caz este de sub 500 de lei, ci de importanța reprezentării competente a municipalității și intereselor sale. Da, presupusă incompatibilitate a viceprimarului Micu. Am avut declarația primarului municipiului Roman, care el știe mai bine decât mine ce e de zis. V-am zis punctul meu de vedere. Dan m-a contrazis cumva în scurta asta pauză în care am urmărit știrea. Am zis că dacă o persoană se pricepe și continui să susțin treaba asta, și am susținut și în timpul alegerilor când vorbeam de primarul Leoreanu, dacă un om se pricepe și vezi că ce face în direcția bună, lasă-l, frate, să facă. Da, e în direcția bună, că așa văd, uitându-mă cu ochiul drept, s-ar putea cu ochiul stâng să văd că ar fi în direcția greșită, uitându-mă cu amândoi ochi, s-ar putea să văd că e aproape pe direcția cea bună, că e puțin... Sunt anumite legi. Viceprimarul este jurist. Da. Există lege. S-ar putea legea să fie făcută, pentru că sunt și legi făcute prost, da? Să fie și legea aceasta făcută puțin aiurea. Hai să aiurea. Facem cuvântul ambigu, că s-a folosit o știre, da? Da. Acum, dacă primăria, Consiliul Local, este parte ca acționar într-o societate, și sunt societăți care, așa, nu că aici până acum, aici ar fi treaba, că el a reprezentat și în Consiliul de Administrație a Spitalului, da? N-ar trebui să fie acolo, pentru că primăria dă niște bani și trebuie să aibă și un om de alor care... Cu ce? Un reprezentat, un control? Ce ar trebui să fie el acolo? Cam asta e, nu? Nu? Control, nu știu ce face el acolo. Mai e în felul următor. Nu trebuie neapărat să am un om, poți să cer niște rapoarte. Dom'le, da, dar cine îți garantează că rapoartele sunt corecte? Sunt firme de audit, sunt... Deci mai multă cheltuială, mai multă animăleală... Nu neapărat, pentru că oricum există firme de audit, oricum există controle ale instituțiilor statului în spital. Deci, acum... E o chestie care se poate interpreta. Ceea ce am înțeles eu ar fi o incompatibilitate similară celei în care a fost implicat președintele Iohannis. Și președintele, atunci... fostul președinte al Consiliului Județean Emilia Arcan. Bun, nu știu la Emilia Arcan dacă a fost finalizat procesul, dacă... Au dat și că dreptate și ăștia de la instanțele judecătorești au înlăturat verdictul, apare în știre, de incompatibilitate a ex-președintei Consiliului Județean Emilia Arcan. Deci undeva s-a creat deja un precedent. Exact. Da. Deci așa e și la Iohannis, și atunci
treaba ar trebui să fie clară. Acum, noi trebuie să lăsăm să se pronunțe instanța. Viceprimarul Micu trebuie să-și pregătească foarte bine argumentele apărării, da? Da, ok. Da? Na. Și pentru că, din punctul meu de vedere, este un om care își face treaba. Deci și chiar nu știu ce să-i reproșez. Și n-am văzut nici pe Facebook, în lumea liberă online, comentarii la adresa lui. Da? Da, cred că nu, acum nu. Cred că e unul dintre cei mai puțin discutați. El își face treaba, răspunde și în fața presei, deci nu-i ascuns după fusta primarului, să zicem așa, da? Deci, din punctul nostru de vedere, el ar trebui, are obligațiile lui clare în Consiliul de Administrație a Spitalului, ca reprezentant al primăriei, care primărie virează bani. Virează bani către Spitalul Municipal, la urmă. Din punctul nostru de vedere... Ok, nu o să fie el acolo, o să fie altcineva. Din primărie. Da, da, el ca și incompatibilitatea este pentru că era consilier local? Păi nu, ca vice. Ca viceprimar. Ca viceprimar n-ar fi trebuit să aibă... Nu știu ce spune legea, pentru că asta e toată povestea, că legea... Da, pe ce lege? Merg pe mai multe legi, legea administrației... Uite acum, bine, nici nu mă pricep la lege, am zis. N-am lucrat în domeniul ăsta ca să văd... legile pe care se bazează și ce anume au invocat clar. Ar trebui să ne uităm pe site-ul Agenției Naționale de Integritate să vedem cum e formulat părerea lor acolo privind incompatibilitatea primarului Lucian Micu și... Ce se poate întâmpla mai departe? Probabil că municipalitatea va desemna pe altcineva în Consiliul de Administrație al spitalului, pentru că trebuie să aibă un control asupra instituției. Dar mai este el acolo? Parcă nu mai era de... Apă nu am. În momentul ăsta nu mai știu, sincer. Da, că a fost într-un anumit moment... Da, a încălcat legea, zic cei de la ANI. Mai cel puțin reclamația zice așa, ANI încă n-a zis nimic. ANI, scoteau deja. Nu e vorba numai de reclamație, e un document deja dat de Agenția Națională de Integritate. Da? Deci uite că noi vorbim acum așa, din auzite. Nu, dar uite, un comunicat al Agenției Națională de Integritate, la presupusă incompatibilitate. Nu știe? Nu, ei au spus că este incompatibil, noi spunem că e presupusă până spune instanța, da? Deci dacă nu contestă, dacă nu contestă viceprimarul, da, și se retrage și asta, înseamnă că are dreptate agenția, dar viceprimarul cred că va încerca să dovedească în instanță că nu a fost într-o stare de incompatibilitate, da, că pe legile pe care s-a bazat nu a făcut nici încălcarea literei legii. E puțin mai exact ce zice legea și mă bag în e o chestie care ne aburește puțin și e făcută cu picioarele de către aleșii noștri, pentru că nu stabilește așa cum ar fi normal alb, negru. Noi avem exemple destule de legi care lasă niște porți, uite așa, de mari, deschise, da? Niște legi care nu sunt făcute cu A, B, C, D, E, clar. Să fie clar, frate. Bă, știi cum e? O lege foarte clară și ceva de genul. Bă, ești primar, dar nu mai ai voie să fii nimic altceva. Nimic altceva, cu litere mari. Punct. Singura funcție pe care trebuie să ai pe durata mandatului este de primar. Punct. Bun, și după aia apare ce atribuțiuni ai. Acolo, apă, în fișa postului. E altă poveste. Da. Da? Da, ar fi idealul. E ciudat. În fine, o să încheiem cu asta, pentru că dacă mai întindem mult pelteaua, am zis că nu mă pricep la legea asta, în mod special, la legi în general, dar la asta cu... Da, noi ne gândim, domnule, stai așa o clipă, că dacă, cum a spus Neamțu, își face omul treaba, să lăsăm să-și facă treaba. Lăsăm să-și facă treaba. Da, da. Acum lăsăm și clopotarul să tragă clopotele. Da, dar nu se duce și în biserică să facă slujbe. Nu se duce și în biserică să facă slujbe, dar dacă le trage prea tare și deranjează pe cei din jur,
Te scârți, asta ține de clopot, bre, nu de clopot targă. Dacă ai un clopot, auzi și exemplu, dai și tu, găsiște altul. Dacă clopotarul este... Mă, nu e situația în care primarul e și popă, da? Și ca urmare din aprobă în fiecare ședință de consiliu local, îi forțează pe consilier să trimite niște bani către biserică la reparația acoperișului, care nu știu cum dracu la biserici să strică de fiecare dată, atunci, da, ar fi un caz urât. De ce? Că același om care este și primar e și popă și trage spre biserica lui mereu o gârlă de bani. Aia ar fi o problemă. Dar aici vorbim de o persoană care supraveghează finanțele pe care instituția pe care o reprezintă le trimite către altă instituție. Nu, e o chestie de control. Nu ține că intră în atribuțiunile lui de serviciu, presupun. Nu îmi dau cu părerea. Da. Și acum nu își face treabă. Da, ne vedem tura viitoare cu siguranță. Sper să mai fim aici tura viitoare. De obicei, da. Discuțiile de genul ăsta duc la voi, dar de ce ați vorbit de asta? Păi trebuia să vorbim. Da, pentru că e o știre care pe mine mă interesează, de exemplu. Rămâne să vedem ce s-o se întâmplă. Să aveți un weekend mișto? Da, să vedem dacă nu se mai întâmplă și alte nenorociri, că e plină lumea în perioada asta, parcă au nebunit toți. Da, îți vezi că nu se vede un cutremur. Aștepți tu așa ceva? Ai citit în viitor? Nu. Va fi undeva iarăși un tsunami, un cutremur, o erupție de vulcan. Ce vesel e omul ăsta așa vinerea. Bă, intru și eu într-o zi liberă. Lasă-mă, frate, fără cutremur. Doamne, eu și nu va fi. 50 de ani, 100 de ani nu va fi niciun cutremur în zona noastră. Dar mă refer așa. Am înțeles ăștia pe realitatea, parcă sfârșitul lumii inerent sau ceva de genul ăsta. N-am mai stat să citesc. Zic, anul ăsta nu știu exact când pică. Anul trecut a picat undeva în septembrie. Sfârșitul lumii acum 2 ani în octombrie, sfârșitul lumii acum vreo 3 ani, nu mai știu când l-au anunțat în august, dar în mijlocul verii, zic, băi, de-aia, dracului. Acum n-am mai stat să citesc când vine sfârșitul lumii, căutați voi pe internet că fiecare an are sfârșitul lumii lui. Vă mulțumesc pentru atenție, Dan, îți mulțumesc pentru participare. Și mulțumesc, o zi bună, weekend plăcut, ne vedem săptămâna viitoare. Data aviatoare. La revedere. Exact, pa!